Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O simulare pentru cineva care merge cu mașina de la aeroportul Henri Coandă din București la Călăraș. Nu știu ce ar vrea să facă asta, dar... mă rog. Da, și ieși la Lehliu, nu la Dragalina. Ieși de pe autostradă în drum spre Călăraș mai devreme, că autostrada, logic, are consum mare. Mai mare, consum da. Mai mult. Cum se asta? Consum mai mare. Autostrada, da, consum mai mult. Consum. Ești tentat carburant. Să te duci mai repede și consum mai mult. Consumul... Nu vorbim de tentații aici, dar dacă mergi cu 90... Nu mergi cu 90 pe autostradă. Cum să mergi cu 90 pe autostradă? E plin de mașini care merg cu 90 pe autostradă, adică să vizeri. Viteza pe autostradă e 130 km pe oră. Aia care merg cu 90, cred că nu merg corect. Sunt înjurați de aia care dau flash-uri. Da. Deci tu mergi pe autostradă cu 90? Nu, dar zic. Nu el. A auzit. Eu de-aia mor pe autostradă. Nu suport să merg. Că dacă mergi regulamentar, da. Îți dau aia flash-uri care merg cu 200. Dacă vrei să te tragi pe banda elaltă, sunt ăștia care merg cu 90 la consum. Da. Știi? Și trebuie să faci într-una un slalom. Dacă mergi, te duci acum pe autostradă, pe A2, în partea aia e liber. Da, merg cu 100. București-Pitești este... Nu mai trebuie să mergi cu 130, aia e viteza legală. 130, 100, bă, băiatele, bă. Deci s-a ajuns la Călăraș până la urmă? Da, s-a ajuns la Călăraș și practic faci așa. Deci puteți să faceți, să verificați și voi dacă a intrat opțiunea asta. Intrați în settings, adică din profil de pe telefonul mobil. Intrați pe pozuța de profil acolo, pac de acolo settings, apoi navigation, navigație și opțiuni de rută. Route options. Și aici alegeți dacă să vă ofere cu prioritate cel mai sau drumul ecologic, cel mai drumul cu cel mai mic consum. Și ar trebui să puteți să alegeți și ce carburant folosiți. Benzină, motorină, electric. GPL, sau electric, or fi pus și... Da, electrică sau Dacia Spring. Nu mă las să aleg. Încă nu. Dar uite, Adi Tudor are. El e producător, ți-am și zis. Și mai bine conectat. Când ești producător, ai alte opțiuni. Cazul rutei Henri Coandă Călăraș, ruta ecologică e mai lungă cu 7 minute decât cea mai rapidă, dar are un consum de combustibil cu 12% mai mic. Uh-huh. Ceea ce mi se pare că e semnificativ. Super ok, știi? Adică dacă dau 7% la cât faci până la Călăraș, nu știu, 2 ore, să zicem, cât înseamnă? Încă un sfert de oră. Un sfert de oră drum mai lung, dar economisești 10% benzină la prețurile astea, din consumul pe care l-ai până acolo. Sunt niște 120 de kilometri. Uh-huh. Deci 800 de grame. 800 de mililitri de benzină este treaba. La noi mă aștept să apară și rute bio. Da. Pe drumuri neasfaltate. Dacă vrei ceva... Ceva legume. Fără asfalt. Stânga-dreapta. Bio. Dar eu aș prefera să-mi arate și rute cu alimentare pentru noi, în mod special. Adică un restaurant unde mănânci o ciorbă de burtă cinstită. Cu alimentare... Alimentare umană. Asta. Un mititel corect. Că de ce să ne grăbim? Mergem în cetișor, facem mescale. Dar chiar astea vor fi documentate la fel cum sunt restaurantele din oraș? Știi că restaurantele din oraș le poți căuta acum după să faci setări filtre pe Google Maps și ți arată unde sunt numai cărciumi cu un anumit... Nu cred. Băi, și ăla ți-l arată. Nu știi? Acum spui? Pe categorii de preț, de stele, de TTP și să faci filtrele alea și ți arată numai restaurantele de 2 dolari gen, adică și de ce n-ar fi așa și de peste 4,5 review-uri. Da. De ce n-ar fi așa și pe drumuri? De asta zic, or fi făcute, că nu știu dacă... Da, așa ar trebui să fie făcută. Frumos. Ca să te alimentezi, să ai pe drum ce trebuie. Că voi aveți chef de ducă. Băi, aș plăca într-o vacanță. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.